Sarustoc. Sarustoc, dragilor și dragilor, au țucuvă că dorme o posă, îmi pun clopul pe cap, ia, cureaua lată. Ce mai faceți? Cum sunteți? Eu, pe acasă. Voi? Voi? Ce întrebare. Tot pe acasă, cred. Sper, așa ar trebui. Dragii mei, cel puțin așa ar trebui să fiți tot pe acasă. O fămusai ca în episodul pilot din seria emisiunilor Radu Ilă Show. Oh my God! Să vorbim la modul serios tot despre treaba asta. Dragii mei, știți vorba aceea românească, unde smulți puterea crește? Paradoxal, inamicul invizibil lovește în mulțime. Paradox. De data asta trebuie să stăm destrămați. De data asta trebuie să stăm destrămați. Cu cât suntem mai fiecare mai departe de celălalt, cu atâta nu răzbește inamicul. Intră în mulțime, intră în noi. Nu mai merge unde smulg puterea, că puterea crește. Trebuie să fim, să stăm acasă. Eu, Radu Ile, eu stau acasă. Voi stați acasă. Scuze. Suntem în direct, e prima ediție, prima emisiune, pilot. Deci stăm acasă. Asta e cel mai important. Poate e posturile, să spunem. Poate e pe Facebook, pe Instagram, pe am și eu să zic cu voi. Același lucru vă zic. Stau acasă. Stați acasă. Cine n-are cu cine, că poate mai sunt și singuri. Nu sunteți singuri. Eu sunt cu voi, Anci Țucova. Radu Ile alături de voi. Radu Ile, Edi Maria, Răducu, Nina, toți fanii noștri. Cât suntem? 10, 100, 1000, câți vom fi? Din ce în ce mai mult. Să stăm și să ne auzim și să ne încurajăm unii pe alții. Să știți că n-am ieșit, deci pe 16, dacă m-ați văzut că am fost live. Pe 16 am fost live pe Facebook, de atunci n-am mai ieșit. Azi e 21, dar nici nu ies. Mama lui de virus. Nu-mi vine să cred. Din tot ce am zis eu până amu, e așa, da. Da? Din ciclu, așa, da. Stăm în casă. V-aș arăta ce am pe Bulevardul Unirii. Din ciclu, așa, nu. Sara, curse de mașini. Lai, Doamne. Deci nu se poate așa ceva. Își încearcă, durează motoarele. Ce am văzut, nu se poate. Cu toți avem frați, surori. Un pic de egoism văd acolo. Nu se gândesc numai la ei. Pentru că se pare că sunt purtători care nu se îmbolnă. Nu ajung să se agraveze din chestia asta. Dar de altora. Mai slabi. Bunici, părinți, prunci, mai micuți. Nu-i bine. Stau acasă, stați și voi, Doamne, că cât ziua e vesel, dar bine să plâng. Dragii mei, să știți că îs fericit că am reușit să intru live cu voi. Îs foarte, foarte fericit. Să vă spun ce facem noi. Ați văzut și în promo. Dau cu aspiratorul cu mâna dreaptă, mici piciorul stâng. Adică, știți, combinație. Facem ceva util, cu un iezuc de sport, cu... Trebuie să fim mereu împreună și mereu optimiști. Românul e optimist. Să știți că eu atât de mult am dus dorul să-mi iau ia clopul și cureaua lată și nu se putea asta, deci trebuia să vin. Trebuia să discutăm în primul rând despre realitatea cu care ne confruntăm. Sperăm să nu ajungem prea departe. Ați văzut că toate sunt închise. Numai România se duce lumea la cârnați, la mici, la turează motoarele încă. Mama e de viață. Dar, pentru că mi-am pus clopul pe cap, mi-am pus ia, cureaua lată, am și microfonul. Voi face o cântare astăzi, care are un titlu atât de scurt și atât de sugestiv, în ton cu vremurile. Sper să ne vedem la evenimentele speciale din viața voastră. Atunci când voi m-ați invitat, eu am răspuns dragul. V-am chemat. V-am zis să veniți să cântați cu mine. Ați cântat cu mine. Să jucați cu mine. Ați jucat cu mine. Am un văzut să stați în casă. Și eu pătrund în casele voastre. Eu, Radu Ile. Oh my God. Astăzi, o piesă frumoasă, specială, pentru că așa ne-am cunoscut. Voi pe mine cântând, eu fiind invitat la evenimentele voastre. Care se numește, are un nume atât de simplu, atât de sugestiv. Ascultați versurile. Intesc sufletul meu. Radu Ile. Viața mea. Hey, 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 hey
primesc la viața mea. Ce n-aș da să fiu ca el și să văd toată lumea. Când mă upăn ce la stele, stele, primesc la viața mea. Ce n-aș da să fiu ca el și să văd toată lumea. Viața mea, e ca și a ta, e ca viața mor și voi. Și mă întreb așa, care-i soarta mea, Doamne, să-i gând omul noi. Iar într-o zi, când văd ce rapii, printre stele în fostea, îți veseli și vița mi-i glasul meu cântarea mea. Voi îți veseli și glasul meu cântarea la mea. Pentru toți românii, unde s-ar afla ei? În tot sufletul meu, o piesă specială. Ia așa, mă! Am trăit și o ca omul și-am trecut la viața mea. Și bun bune și bun rele, că mi-o fost dragă lumea. Am trăit și eu ca om și-am trecut la viața mea. Și bune și răbări rele, rele, că mi-o fost dragă lumea. Dar viața mea e ca și a ta, e ca viața oricui. Și mă întreb așa, care-i soarta mea, Doamne, să-i gând omului. Dar într-o zi, când mă cera fi, printre stele în oroschea, voi mi-ți aseri și să-mi iau cântarea. Voi mi-ți aseri și mi-ți aminti glasul meu cântarea la mea. Cu emoție în glas și suflet vă transmit o mare încurajare, o mare dragoste de viață. Am trecut la rândul, să nu stă în loc, cât e lumea și pământul, să aveți sănătate și noroc. Ceasul vieții nu stă în loc. Când din lumea și pământul, hai veniți cu dați plas joc. Dar viața mea e ca și a ta, e ca viața porții coi. Și mă întreb așa, care-i soarta mea, Doamne, să cânt omul. Iar într-o zi, când văd ce era fi, printre stele în cos, dragii mei, din tot sufletul meu, încă o dată, încă o dată și încă o dată să se audă în lumea toată. Am o țară ca o floare și via îs mândru tare. Am o țară așa frumoasă, dar măi române, șează în casă. Am zis-o în stilul meu, intă sufletul meu, stați în casă. Ne vedem, cel puțin eu, atât de eu, atât cât pot eu cu ființa mea, oi fi alături de voi, cu tot sufletul meu. Și să știți că, dacă nu bănuiți, vă zic eu, dar știți, tot ne-am pus clopul, mai doar ne-o fost. Oh my God! Mă dar mi-am pus clopul, că e mea așa, e alată și ea și cureau alată. Și de departe de Maramureș, Orșa, Vișeu, Iehudu, Giuleștiu, Săpânța, Bixatu, toți că sunteți acolo, Negreștiu, oh my God! Îți departe și de Bucovina, trăiască nașii și finii, îți departe și de Tulcea, îți departe și de
Italia, suntem alături de ei, ați văzut ce acolo. Să nu lăsăm să vină și aici ce se întâmplă. Să nu lăsăm să vină și aici ce se întâmplă. Izolați-vă, dragii mei. V-am primit foarte bine. Ne izolăm. Stăm acasă, departe și America, departe. Atât de departe și totuși atât de aproape. Astăzi, pe YouTube și în fiecare zi de la ora 6 alături de mine. Și musai să vă fac o piesă de acolo. Cu trăire maximă. De ce piesele le trăiesc? Dar am că simt așa... Să-i dăm drumul, că nu mai am cuvinte. Nu plece, nu, mama! Așa! Care cu vrate ca jos, care cu vrate ca jos, mai urgă cum eu fost, dar nu mai urgă cum eu fost, mai... Care vrăge cambale, nu mai urcă pe stăpare, nu mai urcă pe stăpare, mă! Să cunoaște omul bun, dar să cunoaște omul bun, dar pe cărare și pe drum, dar pe cărare și pe drum, hai, 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 hai! Și vă iubesc. Microfonul. Clopă cap. Radu Ile. Oh my God! Doamne ajută!